Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu, bun găsit la Flash Monden. Oare ce vedetă își dorește pentru anul acesta să fie mamă? Dar și cine sunt cele mai frumoase femei nemachiate din showbiz? Vă spun în următoarele momente. Începe Flash Monden! Anes are cea mai mare dorință pentru 2023. Își dorește să devină mamă, iar pentru asta depune eforturi majore. Îi aflăm povestea imediat la Flash Monden. S-a aflat lista celor mai dotați actori de la Hollywood. Colin Farrell este și el acolo și nu este singur. În seara aceasta facem topul. Frumusețea este un atu, iar machiajul un mijloc. Unele nu au nevoie de artificii ca să fie frumoase, iar româncele sunt în top. Vă spun la Flash Monden care sunt cele mai frumoase femei total nemachiate. Cântăreața Anes își dorește mai mult ca orice să devină mamă în acest an. A făcut tot ce este posibil, însă minunea întârzie să apară. Și-a pus și dorința la miezul nopții, noaptea de Revelion. Așa că sunt șanse mari ca anul acesta să legene primul ei bebeluș. Mai mult, solista a descoperit și tratamentul minune care te ajută să devii mămică cât ai zice pește. Există oare așa ceva? Se pare că da. Anes și iubitul ei, impresarul Dan Angel, sunt împreună de peste 20 de ani și se iubesc la fel de tare ca la început. Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut chiar în noaptea de Revelion la un spectacol, iar Dan a dus o luptă foarte grea pentru a o cuceri pe cântăreață. Anes a fost cerută în căsătorie de 4 ori, însă ca un făcut, cuplul nu a reușit să ajungă nici până azi la altar. Cel mai mare of al cântăreței este că nu reușește deloc să devină mămică. Aceasta este și cea mai arzătoare dorință a solistei pentru acest an. Anul acesta nici nu concepe să nu iasă. Chiar din primele zile ale anului, Anes s-a prezentat la clinică, unde se pare că a și găsit procedura minune care o va ajuta să-și îndeplinească cel mai mare vis. Ca un fel de vibrații, ceva de genul ăsta, am înțeles de la domnul doctor Lungu, care lucrează aici, că sunt niște unde electromagnetice care stimulează zona pelvină. Și atunci, dar nu e ceva, e ceva plăcut, adică venim, facem terapie și ne simțim și bine și rezolvăm și o problemă medicală, asta mi se pare. Înțeleg că tu deja ai început terapia, nu? Că eu știu că am mai vorbit cu tine că tu-ți dorești foarte mult să rămâi însărcinată și acum uite că ai găsit aparatul minune. Am găsit aparatul minune, exact, soluția aici era și foarte aproape în drumul taberei, foarte aproape de mine, așa că doamnelor, domnilor, vă încurajez să îl testați. Eu știu de la Anes că ea vrea să rămână însărcinată neapărat, da? Este bun și în acest sens, nu? La recomandarea doctor, medicului, da. La recomandarea medicului, da, se pot face terapii, într-adevăr, minim 6 ședințe cu acest aparat. E bun nu doar pentru femei, cât și pentru bărbați. Ce poți simți când stai pe el e o senzație orgasmică. Să vină și cu soțul? Dacă vrea și soțul, nu e nicio problemă, iar dacă îi recomandă medicul, cu siguranță poate face terapii medicale pe acest aparat. Se pare minunat că există ceva ce poți să tratezi fără operație neapărat și atunci și nu ai niciun fel de disconfort, fără pastile, e minunat. Așa că e ceva unic. Facem terapii cu el, este un aparat care tratează disfuncții sexuale și erectile și incontinență urinară. Este un aparat non-invaziv, nu e nevoie să se dezbrace pacientul și în același timp face terapiile pe care medicul le recomandă pentru fiecare pacient. Scopii, dorești? Ca să vedem dacă e mai bun ca fertilizarea până la urmă. Știi că acum mai toate femeile, da, exact, care văd că nu trece de o vârstă și nu pot să facă copii, apelau la fertilizare, care e o chinuială foarte mare, un cost mare. Da. Și costurile și faptul că e o procedură medical invazivă, nu e o procedură non-invazivă. După cum vezi, Ana poate face... Sunt de vorbă și fac tratament, adică în același timp și mă simt bine.
câți copii îți dorești? Câți copii? Minim 2. Orice festival de modă necesită multă atenție când vine vorba de ținută. La London Fashion Week a fost regal de modă. Vedem imagini la rubrica Așa da, așa nu, imediat la Flash Monday. Are Hollywoodul actor de le-am pierdut șirul? S-au făcut liste cu cei mai frumoși, cei mai bogați, cei mai iubăreți sau cei mai zâmbăreți. Însă iată că există și o listă cu cei mai dotați. Un iepuraș Playboy a făcut dezvăluirile și atât vă spun, nici prin gând nu vă trece cine este cap de listă. Orlando Bloom, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio sunt nume care fac femeile să suspine, să viseze, să rămână fără suflare la apariția lor. Și unde mai pui că li s-a dus și vestea că natura a fost tare generoasă cu ei. Dar ei sunt generația tânără și încă n-au doborât recordul dotărilor masculine de la Hollywood. În anii 1980-1990 ar fi fost anii de grație la acest capitol, iar iepurașii unei reviste celebre n-au ezitat să facă clasamente, să bage mâna în foc că știu și spun adevărul. Don Johnson, spre exemplu, care are acum numai puțin de 72 de ani, avea un renume ce stârnea fiori. Se spune că ar fi intrat în istorie dacă ar fi jucat în filme pentru adulți. S-a mulțumit însă să-și păstreze bijuteriile mai în intimitate. Jared Leto, spre exemplu, nu e liniștit nici acum. Prin patul lui au trecut nume precum Paris Hilton, Scarlett Johansson, Cameron Diaz, Lindsay Lohan, Britney Spears, Tila Tequila și chiar Ashley Olsen. Și lista e lungă, suspinele după el și mai și. Actrița din filmele pentru adulți, Corina Taylor, a declarat că în toată cariera ei nu i-a fost dat să vadă așa ceva. James Woods a scris istorie la Hollywood, pe Broadway, dar și în pat. Mai ales în pat. Colegii de platou au dezvăluit faptul că întâmpina mari probleme când filma câte o scenă erotică. Legenda spune că la un moment dat a trebuit să-și lege cu o sfoară bijuteriile de picior pentru a putea juca. Chiar așa să fi fost? A zis-o el, nu noi. Într-un interviu a declarat că îi ajungea prea aproape de genunchi și devenise incomod. Și acum deschidem și capitolul tineret și îl aducem în prim plan pe Colin Farrell. După scena din A Home at the End of the World, în care a apărut gol pușcă, iar femeile n-au mai respirat, Farrell a declarat în repetate rânduri că era frig pe platoul de filmare și că nu e reprezentativă. Atunci doamnele s-au înspăimântat de-a dreptul. Și acum e acum, parcă nici rochea nu mai stă bine pe mine. De ce, vă întrebați? Păi e simplu, Cornel ne duce pe covorul roșu la unul dintre cele mai importante festivaluri de modă, tocmai la Londra. Păi aici trebuie să fii ca și scos din cutie. Ia să vedem cum s-au prezentat vedetele. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu multă, multă energie și optimism din platoul Așa da, așa nu, pentru că am alături de mine o invitată specială. A lucrat cu Girls Aloud, cu Pussycat Dolls, cu Tom Hiddleston și uite că nu i-am greșit numele. Georgiana Tils este alături de mine. Bună seara, ce faci? Bună seara! Am crezut că o să greșesc numele, dar nu l-am greșit. Nu l-ai greșit. Și printre alții mei, lucrat și cu Mark Ronson. Mark Ronson, da. Deci numai cu vedete internaționale, drept urmare, era obligatoriu să vii în platoul Așa da, așa. Ai emoții? Nu. Nu, nici nu trebuie să ai emoții. Vedetele să aibă emoții, dacă s-au îmbrăcat bine sau nu. Drept urmare, revenim în Londra pentru Fashion Awards, unul din cele mai fastoase evenimente dedicate modei, care are și o latură caritabilă și anume strângerea de fonduri pentru tânăra generație de designer vestimentari. Luxul și opulența au fost prezente la acest eveniment, iar acest lucru a fost observat încă de pe apariția covorului roșu și anume vedetele care au pășit pe acest covor roșu. Astăzi a venit rândul domnilor să intre sub lupa Așa da, așa nu, iar primul care o să primească unul din aceste două calificative este Romeo Beckham, așa cum ați dedus, fiul Victoriei și al lui David Beckham, a ales un look mai relaxat datorită asocierii papucilor sport la acest costum, la două rânduri de nasturi. Așa da sau așa nu?
Mi se pare că geanta nu-mi place. Așa. Deci acolo este un pic ca și cum se zice la școală sau la un office. Îmi plac ochelarii și cercei, da. Deci partea, jumătate așa, da. Când mă uit la tenis, Adidas, iar parcă se duce la școală și este foarte relax. Dar englezii cam așa sunt da? Mai relax. Ei merg în Adidas și oriunde. Fetele și cu rochii merg în Adidas. Dar... Așa și așa să știi că nu ai voie. Nu ai voie, așa și așa. Drept urmare, ce primește? Așa nu. Așa nu. Și nu pot decât să fiu de acord cu tine. Ar fi fost o ținută spectaculoasă dacă am fi avut o cămașă, dacă am fi avut niște pantofi acolo, sau dacă asta în cazul care voia să fie elegant, sau mergem în extrema cealaltă, relaxat, unde acest sacou ar fi trebuit să nu fie la două rânduri pe nasuri, să fie doar la un singur rând, să fie mai relaxat și cumva ar fi funcționat. Dar în cazul de față avem niște elemente care sunt atât de opuse că nu se potrivesc nici cum acolo, unde mai pucare ciochelar de soare, pe covorul roșu, mâinile în buzunar, deja știți că am o problemă cu acest aspect. Drept urmare, surprinde sau nu, dar din partea mea primește așa nu. În schimb, Tan Friends nu a putut fi ratat la acest eveniment, asta și datorită de opțiunii sale vestimentare. Curiozitatea mea este următoarea. Așa da sau așa nu din partea ta? Să spun direct, așa nu. Oricum ai spune, trebuie să-mi spui și de ce. De ce? Deci parcă a fost într-un mic accident și a fugit de pe... Și i-au fugit pantalonii. De pe terenul de rugby. Și undeva s-a trezit pe red carpet și n-a știut cum să-și modeleze repede ținuta și și-a pus repede o cămașă și un, da, un palton. Deci așa nu. Așa nu. Îmi place cum și-a aranjat părul. Este bine. Da. Dacă ar fi avut pantalonii întregi pe el, ar fi fost bine. Dar așa am impresia că vorbim de gen, ai fost într-o cameră de hotel, te-a surprins soțul cu cine ai fost și repede ai fugit din camera de hotel ca să scapi cumva și să ajungi pe covorul roșu, cel puțin acolo mă duc cu ideea. Dar este o apariție total nepotrivită pentru acest eveniment. Îmi place ideea de cămașă scoasă din pantaloni. Funcționează în cazul de față, pentru că vorbim de niște premii și o seară dedicată modei. Dar totul se blochează la mine la pantalonii scurți, care ar fi trebuit să fie lungi în cazul de față. Adică, da, nu arată nici cum. E interesantă ținuta. El este spectaculos în ceea ce face în viața de zi cu zi. Dar cam atât, se cam oprește frumusețea când văd că nu are pantalonii pe el, drept urmare, așa nu primește nici din partea mea. În schimb, Rahichada, actorul, modelul și influencerul britanic cu origini indiene, a fost unul din invitații acestei gale de modă. Pentru covorul roșu a optat pentru un costum gri cu aplicații, o cămașă blusiel și un mini, dar mini papion. În același timp, a dorit să accesorizeze ochelarii de vedere cu albastrul cămășii, pentru care primește din partea ta, așa da sau așa nu? Mă pui într-o situație, îmi place la nebunie părul lui și ochelarii, dar pantalonii sunt un pic Bollywood. Altă epocă. Un pic Bollywood 1970s și așa nu. Am înțeles, nici măcar sacoul acela nu-ți place. Nu știu, pentru... Pentru gustul tău, nu. Pentru gustul meu, nu. E o apariție interesantă, trebuie să recunosc acest lucru. Dacă, și numai dacă, ar fi avut pantalonii croiți pentru 2023, și anume să fie mai fan, mai aranjați, mai pe măsura lui, ar fi fost, cred că, una dintre cele mai bune apariții, nu cea mai bună, dar una dintre cele mai bune apariții la acest eveniment. Îmi place ideea de păr, de cămașă, de sacou cu aplicații. Mă bucur că se continuă aplicațiile pe pantaloni, dar nu-mi plac că sunt prea largi în partea de jos. Mi se pare interesantă ideea și de mini papion acolo, dar cam atât, mă cam opresc. Drept urmare, pentru că o să analizez ținuta per total, primește așa nu și din partea mea. În schimb, o să încheiem ediția de astăzi cu Stormzy, cunoscutul rapper, a ales o casă de modă britanică pentru apariția de la Fashion Awards, motiv pentru care primește așa da, așa nu, te mai gândești, așa, așa, așa? Așa da, așa da. Arată simplu, dar elegant.
și îi se potrivesc foarte mult pielea cu detaliile de jos a bluzei și acest fular care vine perfect. Deci se potrivește. Așa da. Așa da. Recunosc că nu sunt foarte impresionat de ținuta aceasta, dacă e să mă raportez la alte ținute. E o seară dedicată modei și cumva pot să înțeleg că ai vrut mănuși, ai vrut fular, poate că era și frig, n-ai de unde să știi. Dar mi se pare o ținută relativ simplă, adică pot să mă duc în partea de simplu, elegant, clasic, unde nu o să moară niciodată acel trend, sau să mă duc în direcția aceasta și cumva să nu mi se pare nimic special acolo. Drept urmare, din partea mea, pentru că nu mi se pare extraordinar apariția lui acolo, o să primească așa, nu? Dar asta este, se întâmplă și la case mai mari, nu numai la case mici. Mulțumesc mult de tot, Georgiana, că ai fost alături de mine și abia aștept să ne reîntâlnim și să-mi spui cu ce vedetă internațională te-ai mai întâlnit. Mulțumesc mult de tot! E o plăcere! Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară extraordinară! Machiajul schimbă o femeie radical, dar unele nici nu au nevoie de așa ceva. Sunt frumoase de pică, total naturale și au și curajul să se afișeze așa în public. Le vedem pe toate la Flash Monday. Se spune că femeile sunt frumoase dimineața. Este o vorbă veche, veche, dar cât se poate de adevărată. Mai nou, suntem obișnuiți ca doamnele din jurul nostru să fie exagerat de machiate, cu rus strident, cu ochi de pisică, gene de un coț, sprâncene late și desenate, iar dacă le dai jos tot fardul de pe chip, pe unele nici nu le mai recunoști. Adevărata provocare este apariția așa cum te-a lăsat mama natură, cu imperfecțiune pe aici, pe colo, cu ochi mici, cu buze subțiri, cum or fi ele, dar naturale să fie. Eh, ce să vezi că româncele nu se dezmint și o sumedenie au curajul să apară așa. Fură inimi? Păi nu fură ele. Acasă, tone de farduri sunt ahtiate după make-up. De cele mai multe ori, n-ar ieși nici cu câinele în fața blocului fără un gloss sau un rimel și totul doar ele știu de ce, pentru că frumoase sunt de pică. Pe semne și-au dat și ele seama că mama natura a fost tare generoasă cu ele și încet, încet au început să se iubească. Au mai lăsat trusa de make-up deoparte, au mai uitat de ruj, mascara sau blush și s-au afișat în toată splendoarea lor naturală. Acum e prea târziu să stingi lumina, hai ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața. La fel procedează și Antonia. Cu doi băieți mici acasă, chiar credeți că mai are ea timp ca în fiecare dimineață să își pună masca machiată? Nici poveste. Și în plus, nici că ar avea nevoie. Cu inima curată pentru totdeauna. Chiar și Laura, care mereu se filmează în timpul ritualului de make-up, mai renunță la acest obicei. Și pățește ceva rău? Absolut nimic. Ba din contră, îi se umple telefonul de aprecieri. Neobișnuit cu destinații exotice, peisaje de vis și imagini spectaculoase. Cum ar fi să apară prin valurile turcoaz toată machiată? Nu se face, nu? Ei bine, știe și Delia asta, așa că fără nicio remușcare se afișează cât se poate de naturală. Nici Andra sau Theo Rose nu au vreo problemă în a apărea în public fără ruj roșu sau fard pe la ochi. Theo Rose, spre exemplu, se ține departe cât poate de mult de machiaje și apelează la ele în caz de concert sau apariții TV. De vârsta, nu? Cu siguranță vedetele noastre sunt frumoase dimineața când se trezesc. Acum un cearcăn, un nas roșu, ochi umflați de somn s-au mai întâlnit și în cazul lor, dar măcar nu sunt sperietori. Există cazuri în care machiajul salvează vieți.
Frumusețea este oricum subiectivă. Fiecare femeie este frumoasă în felul ei. Fiecare buze subțiri sau groase, fiecare ochi albaștri sau căprui. Important este să ne simțim bine în pielea noastră. Noi încheiem aici, dar vă dau întâlnire cu o nouă ediție Flash Monden în curând. Rămâneți alături de noi!